Bună dimineața, este luni. Și filmez. Aici am pregătit pachetul pentru copii la școală. Am pus chec făcut în casă. Am venit să dăm drumul la găini. Să dau și mâncare. Să dau grămuță. Am dat grămuță. La noi este brumă. Ia uitați ce brumă. Este la noi. A căzut bruma la noi, ia uitați. De dimineață. Ia uitați cum e. Brumă la noi. Găinile au ieșit în grădină și la noi e brum. Așa e brumul la noi. Ia uitați. Avem și trandafiri aici, pe trandafiri. Ia uitați trandafirii. Au și boboc. Mama mătură. Am dus copiii la școală. Aici am scos niște carne de pui. Vreau să fac borș cu carne de pui și cu tăiței de casă. Aici am pus să fac borșul.
cu pui de țară, fierbi carnea. Suntem în parcare la Profi și am cumpărat la copii covrigi și strudel. Ștefan a vrut strudel cu vișini și Nicolas covrig cu stafidi. Aici am curățat niște bostan. O să fac plăcintă cu bostan și cu halva. O să rad halva în compoziția de bostan. Aici sunt sămânțele. Bostanul ăsta l-am cumpărat astăzi de la Profi. Am luat și halva, am luat și niște ouă. Aici am borș cu tăiețăi de casă și cu pui de țară. Dar o să mâncăm de seară la cină. Am cumpărat și ardei iute. O să pun și la borcan cu oțet. Merg să dau mâncare la găini, să dau grăunță. Am dat și de dimineață tot eu și dau și acum tot eu. Am dat mâncare la găieni, grăunță. Aici mama a pus să frigă pești, să mănânci pești. Eu să mănânc borș cu carne de pui. Aici am bostanul, l-am călit. Aici am sămânța. Aici am pus ardei iuți în oțet. Deci am pus oțet, sare și apă și ardei. Am rupt și am pus așa ardei la oțet. Aici am halvaua, o să pun să frământ, să fac plăcintă cu bostan și cu halva. Am frământat să fac plăcintă, o să pun să fac mămăligă, să încălzesc borșul și să mâncăm borș. Am închis găinile. Am pus borșul la încălzit. Mămăliga este și ea imediat gata. Aici am făcut foaia de plăcintă. O să pun bostan. Și după ce pun bostanul, o să pun halva. Deci pun bostanul și după o să rad halvaua. Am făcut foaia, am pus bostanul, care l-am călit cu zahăr și cu ulei. Și am rat și halva. Și pun în... Deci așa am făcut, am rat halva. Am terminat de făcut plăcinta. Pun tava în cuptor la aragaz, la copt.
Am făcut mămăligă, am pus și borș să mănânc cu ardei iute și cu sare. Copiii mănâncă și ei borș. Este gata și plășinta. Tai plășintă să vedeți cum este plășinta. Așa este plășinta cu bostan și cu halva. Dacă v-a plăcut și acest clip, vă rog frumos să vă abonați, să-mi lăsați like. Vă mulțumesc frumos pentru like-uri, pentru vizualizări, pentru abonări și până data viitoare să fiți sănătoși și aveți grijă de voi. Vă mulțumim frumos!